O gustare aparent inofensivă ascunde cantități periculoase de zahăr. Iaurtul, chiar și cel cu etichetă bio, nu este întotdeauna o soluție sănătoasă, arată un nou studiu al cercetătorilor britanici care au analizat sute de sortimente. În multe au găsit chiar și câte 4 lingurițe de zahăr, adică aproape toată cantitatea zilnică recomandată. Iaurt, acum pune și cereale. Și cocos. În câteva secunde, micul dejun e gata. Așa și începe Georgiana fiecare dimineață, cu un bol plin cu iaurt, peste care adaugă fulgi de ovăz și fructe. Se pregătește destul de repede, e mai sănătos și îmi pun cu niște cereale, niște musli și îmi plec la facultate. O combinație pe care o preferă cei mai mulți români. Cum mănânci iaurtul? Cu ce îl combini? Păi, în general, cu cereale. Sau, dacă nu, cu banană alături. Puțin știu însă că această gustare aparent inofensivă poate ascunde cantități enorme de zaharuri. O demonstrează un nou studiu făcut de cercetătorii din Marea Britanie care au analizat sute de sortimente de iaurt. Deloc surprinzător au descoperit că cel mai mult zahăr conține iaurtul tip desert, aproximativ 16 grame la sută. Șocant este că printre produsele cu etichetă bio au găsit chiar și 13 grame de zaharuri, cu peste un gram mai mult decât în iaurturile cu fructe și arome. Concret, într-un singur borcan se află mai mult de 2 cuburi de zahăr. Un iaurt de bună calitate trebuie să aibă undeva sub 3-4 grame de zahăr, nu mai mult. În momentul în care vorbim de un iaurt cu fructe, sigur cantitatea se dublează. Gândiți-vă că doar dacă consumăm un iaurt și am avut deja 10-12 grame de zahăr, din 2 iaurturi am depășit cantitatea de zahăr. Medicii recomandă cel mult 25 de grame, adică 6 lingurițe de zahăr zilnic în cazul adulților. O cantitate pe care românii o depășesc cu mult. Fiecare consumă în medie 50 de grame în fiecare zi. Atenție, zahărul nu se ascunde doar în dulciuri, ci în aproape fiecare aliment ambalat pe care îl găsim în supermarket, de la ketchup și maioneză până la pâine, cereale sau iaurt. Cred că iaurturile acelea care au fructe sau sunt cu diverse adaosuri, ciocolată sau diverse lucruri, simplu n-ar trebui să conțină zahăr. Așa se face că în prezent un român din 2 este obez sau supraponderal, iar unul din 5 suferă de diabet.